Dacă îmi permiteți, mai întâi să vă spun bună ziua. Se aude? Se aude. Și înainte de a aborda câteva chestiuni în materie de prescripție extinctivă împreună cu colegul meu. Nu se aude? Mai aproape. Cu colegul și mai nou colaborator, dar e adevărat, nu la civil, la drept procesual civil, domnul Liviu Zidaru. Vreau totuși să vă semnalez în chestiune de nulitate următoarea. La un moment dat, și am în vedere o formă a codului civil de dinainte de, eu știu, o formă a proiectului, să zicem, concepția pe nulitate absolută era aceea că operează de drept. Și dacă ținem cont de această chestiune, atunci încercăm și cred că ne explicăm unele dispoziții legale cu privire la care ori s-ar putea să avem dificultăți, ori de ce nu, să fim realiști, s-ar putea să nu ne convină reglementarea, chit că trebuie să o aplicăm. De aceea, dacă ați văzut peste tot pe parcursul codului civil, se vorbește de constatarea nulității absolute, respectiv declararea nulității absolute, pentru că pe ideea, și exista, deci în proiect exista text în sensul ăsta, că nulitatea absolută operează de drept, fără îndoială, din punct de vedere procesual, aveai acțiune în constatarea nulității care a operat prin simpla încălcare a condiției de validitate, nu? Ce constituia în același timp și nerespectarea ei cauză de nulitate. De aici poate că și dispoziția că nulitatea absolută, iată, trebuie invocată, dar doar invocată, nimic mai mult, de către instanță din oficiu. Da? Textele însă au rămas, chiar dacă dispoziția aceea care instituia o concepție destul de periculoasă în privința nulității absolute n-a fost menținută de către Parlament, de către legiuitor, însă alte texte, iată, sunt tributare acelei concepții. Și va fi o primă problemă pentru dumneavoastră dacă, din punct de vedere procesual, pe nulitatea absolută, chiar am veritabilă acțiune în constatare reglementată actualmente de 111, sau de fapt e vorba tot de o declarare a nulității absolute. Cred că aici, până la urmă, veți merge și îmi schimb concepția față de reglementarea, să zicem, expresă din noul cod civil, cred că se va putea merge fără probleme pe acțiunea procesuală reglementată actualmente de 111. Haideți atunci să trecem la prescripție. În materie de nulitate. Păi sacrificăm instituția prescripției. Și chiar... N-ar fi decât să pun în discuție doar două chestiuni, da, care sunt practice pentru noi. În primul rând, textul articolului 1246 aliniatul 3 și în general 1246 este cam lapidar. Nu ne spune dacă acordul părților trebuie să intervină în fața unei instanțe sau în fața unui notar public, care ar fi forma pe care ar trebui să o ia, aici probabil ar fi trebuit să prevadă legiuitorul că forma prin care se constată sau se declară prin acordul părților nulitatea trebuie să fie cel puțin aceleia la care se referă contractul respectiv, deci solemnă sau un înscris sub semnătură privată, dar cu dată certă. Nu ne spune legiuitorul ce se întâmplă cu situația terților, poate pentru ei ar fi fost doar o simplă clauză nulă sau anulabilă, dar care nu i-a afectat pe terți în ceea ce privește actul subsecvent. Sunt multe, multe nebuloase și aici aș fi vrut ca să o lămurim chiar cu acel exterior, nu interior. Pentru că părțile, să nu uităm, s-ar părea că ar fi în știu eu, în favoarea părților, dar părțile pot de conivență, de rea credință să ajungă la acordul asupra declarării sau constatării nulității și atunci o să vedem procese ce se întâmplă și mai ales publicitatea asupra actului
prin care se declară sau se constată nulitatea, obligativitatea sau cel puțin o normă de trimitere în care să fi spus dispozițiile în materie de publicitate imobiliară sau mobiliară sunt pe deplin aplicabile. Sunt o serie întreagă de nebuloase care, nu știu, poate ați au înțeles, eu sunt mai încet la minte și nu... Din chestiunile astea. Păi, în privința formei, mie mi se pare că fără... și chiar cred că nu e nesemnificativ de reținut partea finală, acordul părților. Deci este clar, avem un nou act juridic. Acest nou act juridic prin care părțile constată sau declară nulitatea unui act juridic anterior, trebuie să îndeplinească toate condițiile de validitate pentru orice act juridic. Pe formă mi se pare că trebuie să aplicăm principiul simetriei formelor. Dacă actul lovit, să zic lovit de nulitate, permiteți-mi să zic în continuare, era un act autentic, dacă pentru mutus dissensus am nevoie de aceeași formă și mutus dissensus operează numai pentru viitor, da, a fortiori și pentru actul care constată sau declară nulitatea acelui act autentic, cred că trebuie să pretindem aceeași formă, deci forma ad validitatem sau, mă rog, altă cerință de formă. Fiind un act juridic, ca orice act juridic, el devine opozabil terților numai în măsura în care sunt îndeplinite, dacă este cazul, fără îndoială, formalitățile de opozabilitate față de terți. Deci în materie, de exemplu, de imobile, ar trebui înscris în cartea funciară și numai din acel moment actul va putea fi opus terților. Să știți însă că în practica notarială am auzit un caz în care s-a speculat anterior, evident, intrării în vigoare sau anterior chiar formei actualului viitor nou cod civil, în care s-a mers pe o idee, mă rog, exprimată uneori în doctrină, de exemplu, subsemnatul am fost de acord că pot exista acolo unde este vorba de drepturi cu privire la care părțile pot dispune, pot exista și nulități amiabile, în străinare de imobil, imobil teren și construcție, și care imobil avea un gard, mă rog, poartă, gard, nu știu ce, care, fără ca părțile să cunoască, făcea parte din patrimoniu, era monument ăsta istoric și arhitectonic. Și cu, în legătură cu a cărei înstrăinare, deci pe reglementarea specială, drept de preemțiune sancționat cu nulitate absolută. N-au știut părțile, au încheiat actul, aceleași părți, am înțeles că au revenit la notarul respectiv, pe ce idee vrem să asigurăm exercitarea dreptului de preemțiune, probabil că aveau certitudinea că nu o să cumpere dita mai imobilul pentru o poartă, statul respectiv, mă rog, titularul dreptului de preemțiune, în principal statul și în subsidiar unitatea administrativ-teritorială. Și da, cu mult curaj notarul a încheiat un nou act autentic prin care a luat act de acordul părților în privința nulității absolute a contractului inițial, a asigurat respectarea dispozițiilor legale referitoare la dreptul de preemțiune, iar după expirarea termenului prevăzute de legea specială, fără îndoială, a încheiat actul, să zicem, cu respectarea și acestei condiții de validitate. Mi se pare că asemenea situații sunt avute în vedere de text, ceea ce e foarte bine, pentru că pur și simplu s-a evitat un litigiu, deci nu s-a aglomerat rolul instanței respective, era o instanță din București, pe de o parte, pe de altă parte și termenul. Păi, scuzați-mă, dacă mă duc la nu, era și pe imobil, cred că ajungeam la tribunal, în prima instanță, primeam termen la anul, primul termen de judecat. La anul eram fericit, la anul spre sfârșitul anului. Și mi se pare că acestea sunt rațiunile textului, dar cred că, deși textul nu adaugă, cred că trebuie să fie vorba totuși de drepturi cu privire la care părțile pot tranzacționa, pot dispune. Mie mi se pare, deci, că interesul terțului este protejat prin regulile de la
opozabilitate. Adică, practic, e un nou contract. Și apropo de problema pe care o ridica domnul președinte Florea, da, eu sunt de părere că este vorba de o nulitate cu toate caracteristicile ei, deci, între altele, aplicare retroactivă. Că altfel nu aveam nevoie de text pe mutus dissensus. Haideți să trecem la prescripție, da? Ca și introducere la prescripție, vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, este o instituție care, prin noul cod civil, cunoaște unele modificări semnificative, inclusiv din punctul de vedere al concepției caracterului acestei instituții, acestei sancțiuni. Pe decretul 167 pe 1958 nu există niciun dubiu, instituția de ordine publică, părțile nu pot deroga de la această instituție, instanța poate să invoce din oficiu prescripția extinctivă, etc. etc. Haideți să observăm că o modificare majoră vizează tocmai caracterul de instituție de ordine privată pe noua reglementare. Și aș propune Nadiei să afișeze mai întâi articolul 2515 și revenim la alte articole. Nu v-aș citi, n-aș începe cu primele două alineate, ci cu alineatele 3 și 4, iar la alineatul 3 chiar vreau să vă pun în discuție o problemă, un cuvințel, de fapt. Haideți să citim împreună alineatul 3. Cu toate acestea, în limitele și condițiile prevăzute de lege, părțile care au capacitatea deplină de exercițiu, prin acord expres, deci iată rezultă câteva condiții, prin acord expres, deci ce pot... să modifice durata termenelor de prescripție sau să modifice cursul prescripției prin fixarea începutului acesteia ori prin modificarea și vreau să vă pun în discuție acest cuvânt modificarea, de aici modificarea cauzelor legale de suspendare ori de întrerupere acesteia după caz. Păi să luăm modificarea cauzelor legale de suspendare și de întrerupere de care o să vă ocupați puțin mai târziu împreună cu colegul meu. Modificare înseamnă și suprimare? Ce părere aveți? Că o să vedem cauzele de suspendare, de întrerupere, sunt un pic mai numeroase decât cele de astăzi. Să modificăm cauzele de suspendare. Putem, de exemplu, conveni la încheierea actului juridic, că în legătură cu eventuala prescripție privitoare la exercitarea drepturilor din acel act juridic, să zicem forța majoră să nu prezintă caracterul unei cauze de suspendare? Sigur, numai pentru actul nostru, că numai asta ne interesează. Sau putem conveni, în afara cauzelor legale de suspendare și de întrerupere, prin acordul nostru, evident, prealabil, nu? Soluționării unui eventual litigiu în care se va pune problema prescripției. Că pentru noi pot exista și alte cauze de întrerupere decât cele legale sau alte cauze de suspendare. Ori nu cumva trebuie să nu interpretăm extensiv această parte a textului și să spunem că este vorba doar de schimbarea în sensul extinderii sau restrângerii sferei de aplicare a fiecăreia din cauzele de suspendare și de întrerupere prevăzute de lege. Altfel spus, o altă sferă de aplicare. Pentru noi, să zicem, forța majoră va produce efect suspensiv, dar nu maxim 6 luni, să zicem, nu intru în amănunte acum, ci doar 4 luni sau 10 luni în anumite condiții. Dar ea rămâne ca și cauză de suspendare. Sau, eu știu, recunoașterea tacită pentru noi
constituie tot cauză de întrerupere, dar numai dacă intervine nu știu cum sau nu știu în ce parte. Da? Eu, la prima citire, aș fi tentat să dau această din urmă interpretare, altfel spus, prin voința noastră a părților, nu creăm și alte cauze de suspendare și alte cauze de întrerupere sau să le ștergem pe cele existente. Și până la urmă, chiar tehnica de redactare legislativă mă ajută. Cu toate acestea, ar apărea că suntem în ipoteza unei excepții. Da? Regula ar fi dată de alineatul 2, pe care acum îl citesc. Este interzisă orice clauză prin care, direct sau indirect, o acțiune ar fi declarată imprescriptibilă sau invers prescriptibilă. Ori s-ar putea ca pe cale de interpretare să ajung la situația că o acțiune se încalcă regula imperativă de data aceasta și cu privire la care un eventual acord de voință în sens contrar ar fi declarat nul absolut de alineatul 6 din același articol. Da? Păi dacă suprim caracterul de nu știu ce, suprim caracterul de nu știu ce, s-ar putea să ajung la situația că o acțiune imprescriptibilă, indirect o declar prescriptibilă. Și aici vă propun ca prin modificarea cauzelor legale de suspendare ori întrerupere să nu înțelegem și adăugarea de noi cauze sau suprimarea cauzelor, sigur, din cele prevăzute. Dar ne ajută formularea. Ori modificarea, care nu înseamnă suprimare sub nicio formă. Da. Cauzelor legale de suspendare ori de întrerupere, de cele care sunt reglementate de lege, după caz. Nu putem să adăugăm noi cauze, pentru că părțile nu pot fi legiuitori. Deci, părerea mea este... Și dacă mergem la cauzele legale de suspendare, putem în limitele prevăzute de legiuitor să ne mișcăm. Dar nu cred că sub nicio formă nu se... De exemplu, între soți, cât timp durează căsătoria și nu sunt separați în fapt. Soții vor putea modifica în aceste limite. Ar putea să convină, nu prin convenția lor matrimonială, să zicem. Exact. Eu știu, până la despărțirea, până la divorț, până la hotărârea de divorț, dar ar merge, nu? Da, ar fi o modificare, dar sub nicio formă o suprimare. Da. Deci am bifat o soluție, să zicem, cu privirea la care măcar aici, în context, nu avem și opinie separată, nu? Vă mai să trecem rapid și să vă mai semnalez o chestiune la fel. Să modifice cursul prescripției prin fixarea începutului acesteia. Atenție la eventuala modificare, tot prin raportare la alineatul 2, ca nu care cumva, prin acordul acela expres al părților, să ajungem la concluzia că prin așa zisa modificare a începutului cursului prescripției extinctive, practic să nu mai intervine niciodată prescripția extinctivă. Că am fi în ipoteza de la alineatul 2, o acțiune prescriptibilă este declarată indirect imprescriptibilă și asemenea clauză ar fi lovită de nulitate absolută. Iată, alineatul 4 permite părților să reducă sau să mărească termenele de prescripție, la fel tot prin acord expres, fixând însă și anumite limite în funcție de durata termenului legal de prescripție aplicabil în speță. În rest, am văzut deja alineatul 2, alineatul 5 instituie, dacă vreți, derogări de la alineatele 3 și 4 în anumite materii, deci cu privire la care un eventual acord al părților nu este posibil, iar alineatul 6, am văzut, se referă la o sancțiune cu caracter, să zicem, general. Vă mai semnalez acum, apropo, de faptul că, în principiu, norme, instituția este de ordine privată și nu de ordine publică, și dispozițiile referitoare la ce îndreptățiți să invoce prescripția extinctivă.
2512 și pe urmă invocarea prescripției de către alte persoane 2514. Deci 512, 13 și 14. Iată. Prescripția poate fi opusă numai de cel în folosul căruia curge, sigur, personal sau prin reprezentant, și fără a fi ținut să producă vreun titlu contrar ori să fi fost de bună credință. Deci numai de, să zicem, debitor, dacă ar fi un drept de creanță, numai de cel în folosul căruia curge prescripția. Și alineatul 2 este foarte categoric și se modifică fundamental concepția legislativă. Organul de jurisdicție nu poate aplica prescripția din oficiu. Clar. Mai mult decât atât, partea aia interesată să invoce prescripția trebuie să o facă in limine litis 2513. Prescripția poate fi opusă numai în primă instanță. Și acum o formulare cu care nu prea suntem obișnuiți deocamdată, prin întâmpinare sau în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate. În primul rând vă atrag atenția chiar la formulare. Nu e vorba de formularea pe care aș fi preferat-o eu prin întâmpinare sau dacă aceasta nu este obligatorie. Mă rog, la un alt termen, da? Și prin întâmpinare sau în lipsa invocării, altfel spus, prin întâmpinare, dacă vrei, dacă nu vrei, nu-i nimica, încă nu ești decăzut din dreptul de a invoca prescripția extinctivă, pe de o parte. Pe de altă parte, când a fost probabil redactat acest text de lege, sau a fost redactat ținând cont că în curând, undeva pe la anul, o să intre în vigoare și noul cod de procedură civilă. În noul cod de procedură civilă, instituția primei zile de înfățișare nu se va mai regăsi. Și atunci, nu avem prima zi de înfățișare, ci primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate. Evident, primul termen de judecată în ceea ce se va numi etapa cercetării procesului. Da? Nu dezbaterea care o să fie exact la sfârșit. Sancțiunea fiind însă de data aceasta procesuală, ori nerespectarea unui termen legal, da, în materie, chit că e fixat acest termen prin codul civil, el rămâne, norma rămâne 2513, o normă procesuală, deci sancțiunea va fi cea a decăderii procesuale, nu a decăderii substanțiale. 2514, un text absolut firesc, arată și alte persoane care pot invoca prescripția. Nu-l mai citim, că el este foarte clar și între noi fie vorba în privința creditorilor, ăștia o puteau să invoce, de exemplu, pe calea acțiunii oblice, sigur, dacă se împarte în proces. Se poate renunța la... O altă chestiune din care rezultă că trebuie să ne schimbăm concepția pe prescripție. Iată, se poate renunța la prescripție. Atât la prescripția împlinită, până la urmă, ăla care noi invocă în termen, pot să-l prezum, nu? Că a renunțat la prescripție. Dar n-am nevoie de această prezumție, pentru că pur și simplu avem sancțiunea de căderi. Instituția renunțării atât la prescripția împlinită, cât și la termenul de prescripție care s-a scurs, în ipoteza în care, evident, nu s-a împlinit prescripția, ipoteza în care legiuitorul asimilează această situație cu întreruperea prin recunoaștere. Și vreau să vă pun în discuție o chestiune referitoare la domeniul de aplicare a prescripției extinctive. Și Nadia m-ar interesa 2502, alineatul 2.4. Pentru că regula va fi că acțiunile patrimoniale sunt supuse prescripției extinctive, ceea ce îmi și spune, mi se pare, 2501, dacă prin lege nu se dispune altfel. Textul ăsta care arată câteva situații și nu singurele de
acțiuni imprescriptibile. Haideți să citim împreună punctul ăsta 4, că e interesant apropo de o controversă care a existat și sub imperiul actualei reglementări. Și nu atât pe prescripție e controversa, cât pe nulitatea certificatului de moștenitor. Iată, sunt imprescriptibile drepturile privitoare la acțiunea în constatarea nulității absolute a certificatului de moștenitor, dacă obiectul său îl constituie fie stabilirea masei succesorale, fie partajul succesoral, sub condiția acceptării moștenirii în termenul prevăzut de lege. Probabil că ați discutat cu domnul Romeo Popescu, în concepția mea termenul de opțiune succesorală nu prea mai este termen de prescripție, ci termen de decădere, bănuiesc că ați, sau s-a discutat cu un alt prilej. Că noi eram obișnuiți cu actualul termen de 6 luni din codul civil încă în vigoare, să-l calificăm termen de prescripție, că așa îl califica legea. E, acum mi se pare că ne fiind vorba totuși de exercitarea dreptului material la acțiune, da, apropo de definiția prescripției extinchive, am trecut peste ea 2500, dar e cea pe care o găsim în orice curs universitar. Sau aproape în orice curs universitar. Mie mi se pare că acolo termenul de un an nu mai trebuie calificat ca și termen de decădere. Da, este o altă chestiune. Și de aceea se referă sub condiția acceptării moștenirii în termenul prevăzut de lege. La întrebare. Să înțeleg de aici că nulitatea absolută, constatarea nulității absolute a certificatului de moștenitor poate interveni numai în această situație? Acum, deci admitem că putem avea, întrebarea nu e lipsită de relevanță. Haideți să ne amintim tot de la partea de succesiuni că, iată, mai nou certificatul de moștenitor a primit o forță probantă mai puternică, constituie titlu pe bunurile succesorale. Între noi fie vorba, dar aici iarăși divaghez. Potrivit încă în vigoare, reglementării încă în vigoare, era o falsă problemă dacă certificatul de moștenitor constituie titlul de proprietate sau nu. E o falsă soluție legislativă cu certificatul de moștenitor constituie titlul de proprietate sau nu. Pe mine nu mă interesează când zic, când vorbim de transferul proprietății, de dovedirea proprietății. Nu mă interesează numai mijlocul de probă. Ci de fapt, eu ce probez? Probez un mod de dobândire, de transmitere a dreptului de proprietate. Modul de dobândire, de transmitere, nu îl reprezintă certificatul de moștenitor. Nu îl reprezintă hârtia care constată nu știu ce contract sau mai translativ sau mai știu eu ce altceva. La certificatul de moștenitor, transmisiunea succesorală. Deci nu-i chiar așa o modificare majoră. Dar s-ar putea pentru un terț interesat, da, da, să simte nevoia să obțină constatarea nulității absolute a unui certificat de moștenitor. Am întâlnit o situație în practica notarială în care fuseseră emise 2 certificate de moștenitor către succesibili diferiți. Și fiecare avea interesul, nu? Să atace certificatul celuilalt. Gândiți-vă și la o eventuală petiție de ereditate introdusă după ce s-a eliberat certificatul de moștenitor. Și s-ar putea, nu, ca pe ipoteze concretă în care să fie vorba de nulitatea absolută a certificatului de moștenitor, deci iată, nulitatea uneori o avem nu numai în legătură cu instituția contractului, actului juridic în general, da, cum a semnalat și domnul Florea, s-ar putea să mai am și alte situații în care să se pună problema nulității absolute. Admitem că textul nu și-a propus să stabilească în ce cauză, în ce situații certificatul de moștenitor este susceptibil de constatarea nulității absolute. Iată, o să încerc și eu să mă obișnuiesc cu constatarea nulității absolute, mă obligă noul cod civil. Acum problema. În celelalte situații, pe prescripție, sigur, celelalte situații de nulitate absolută, calea de nulitate relativă e simplu, pe prescripție, ce soluție dăm? Că vedeți,
O să-mi spuneți, aplic regula de la nulitate. Păi regula de la nulitate, punctul 3 de la același alineat. Acțiunea în constatarea nulității absolute a unui act juridic. Păi dar certificatul de moștenitor, pot să merg așa și din orice scot că e act juridic. Din orice, eu știu, da, atunci nu mai avem nevoie de alte instrumente. Mie mi se pare că totuși și în această situație, chiar dacă nu mă încadrez strict în textul de lege, o să spunem așa, punctul 3 de la alineatul 2 s-a referit la situația obișnuită, și anume obișnuit este că nulitatea intervine în legătură cu un act juridic. Dar vom trage concluzia că ori de câte ori este vorba de o nulitate absolută pentru care legea nu prevede prescriptibilitatea sau, eu știu, o altă soluție derogatorie, mi se pare că ar trebui să dăm soluția imprescriptibilității. Dar dacă în celelalte situații legiuitorul privește ca fiind o nulitate relativă, când e vorba de nulitate, solicităm desfințarea certificatului de moștenitor, dar o privește ca o nulitate relativă și absolută numai în aceste situații. No, este clar că nulitatea relativă poate fi... Nu, codul civil n-a tranșat această chestiune. Și notarii și practicienii care v-ați lovit cu această problemă, cunoașteți că și în trecut soluțiile nu erau unitare. Mie mi se pare că nulitatea relativă, în lipsă de reglementare expresă, mie mi se pare că, adică eu îmi păstrez soluția pe care am scris-o. Ca să am nulitatea relativă a certificatului de moștenitor. Este vorba de succesibilul care a participat la dezbaterea succesorală finalizată cu acel certificat și care invocă motive care țin de consimțământul lui, de vicierea consimțământului sau alte asemenea motive ce înseamnă pe dreptul comun nulitate relativă. În schimb, nulitatea absolută poate fi cerută în primul rând e nul partajul și pe calea de consecință și tot ce a urmat partajului și eliberarea certificatului de moștenitor la care n-au participat toți succesibilii, dar mai putem avea însă și alte cauze de nulitate absolută, iată fraudarea intereselor terților. De ce nu? De ce nu? Și mi se pare că nu trebuie din acest text, care nu are cea mai fericită redactare, dar care este așezat la domeniul prescripției extinctive, nu cred că trebuie să tragem concluzia că nu mai avem decât în această cauză nulitate absolută pe certificat de moștenitor. Deci, vă propun să considerăm că, din păcate, acest text nu e cel mai util text din Codul Civil și fără el ajungeam la aceeași soluție. E una din puținele situații în care abdic de la regula de interpretare că un text trebuie interpretat în sensul în care să producă niște efecte suplimentare. Produce, că uite acolo, te atenționează că pe ipoteza aia nulitatea este absolută. Nu, el e bun, dar nu e suficient. Vroiam să vă mai pun în discuție o chestiune. Care reprezintă un element de noutate în legislația noastră. 2503 alineatul 1 coroborat cu 2504. Deci pune-le pe amândouă. 2503 alineatul 1. O regulă pe care o știm toată lumea, și studenții din anul întâi care nu prea trec pe la școală, uneori nici pe la examene, accesorium servitur principalem și din perspectiva nulității. O știu și la civil că îi omoare colegii mei de la roman și atunci cu asta au rămas. Să vedem însă o derogare foarte importantă de la accesorium servitur principalem. Intervine prescripția pe capital și totuși pe un anumit accesoriu nu intervine prescripția. 2504. Și din capul locului vă spun că 2504
se aplică nu numai acțiunii creditorului ipotecar, ci se aplică și acțiunii creditorului gajist. Dăm în vedere gajul clasic, deci gajul cu deposedare. De ce se aplică? Pentru că am normă de trimitere, dacă nu mă înșeală memoria, 2494. Da, uitați, era pagina... Aplicarea regulilor privitoare la ipotecă. Dispozițiile privitoare la publicitatea, prioritatea, executarea și stingerea ipotecilor mobiliare se aplică în mod corespunzător și gajului. Și gajul, așa cum îl știm din codul civil de la 1864. Deci chiar dacă 2504 se referă numai la ipotecă, el se aplică prin acea normă de trimitere și gajul. Haideți să-l citim, că e interesant, ne fixează și două limite. Aici o să-mi cer permisiunea să vă dau și un exemplu, ca să pot să înțeleg și eu. Da? Prescripția dreptului la acțiune privind creanța principală nu stinge, nu atrage și stingerea dreptului la acțiunea ipotecară. Altfel spus, ipoteca, respectiv gajul, nu se prescrie odată cu creanța principală. Acum să vedem la realizarea ipotecii. Care sunt cele două limite fixate? Același alineat fixează o primă limită. În acest din urmă caz, creditorul ipotecar va putea urmări în condițiile legii, evident, legea procesuală, dacă este cazul, sau dispozițiile ce vizează executarea de la ipotecile mobiliare sau imobiliare din codul civil, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, nu știu dacă ați observat sau vorbim de ipoteci mobiliare și ipoteci imobiliare, pe noul cod civil, ceea ce aveam până acum sub denumirea de garanție reală mobiliară, vezi titlul 6 din legea 99/1999, care o să mai fie în vigoare câteva zile, vom avea pe noua reglementare sub denumirea de ipoteci mobiliare. Noi, prin tradiție, când spuneam ipotecă, înțelegeam numai imobil. Da, o să vedeți cu un alt prilej. Doar bunurile, deci ipotecate, și iată o primă limită, însă numai în limita valorii acestor bunuri. A doua limită rezultă din alineatul 2. Dispozițiile alin 1 nu se aplică prescripției dreptului la acțiune pentru plata dobânzilor și a altor accesorii ale creanței ipotecare, care, în afara capitalului, nu mai pot fi acoperite după împlinirea prescripției din valorificarea pe cale silită a bunului grevat. Deci care e cea de-a doua limită? Valoarea capitalului, adică valoarea creanței principale. Cea de-a doua limită ar interesa atunci când valoarea bunului afectat garanției ar fi mai mare decât valoarea capitalului, iar capitalul este purtător de accesorii, dobânzi, penalități, eu știu ce or mai fi acele accesorii, și care, evident, accesorii s-au prescris odată cu capitalul. Altfel spus, creditorul ipotecar ce va spune? Eu nu mai îmi realizez creanța mea prescrisă, da? Eu îmi realizez ipotecă. Scot bunul ipotecat în vânzare. Să luăm ipoteza unei creanțe de 100.000 de lei. Da? Dacă din vânzarea bunului ipotecat obținem numai 60.000 de lei, atât rămâne. Da? Nu mai poate să ceară și executarea altor bunuri în afara celor ipotecate. Care însemna că nu-și mai execută ipoteca, ci și execută creanța care este deja prescrisă. Mă rog, poate să ceară, dar cel îndreptățit poate să invoce prescripția. Asta e o chestiune câștigată cauzei că nu se poate invoca din oficiu prescripția de către organul de jurisdicție. Da? Nu mai revin de fiecare dată. Dacă însă, să zicem, pe imobilul ăla, într-o perioadă de creștere sunt, sau pe bunul respectiv, de creștere a pieței relevante, s-ar obține prin executare silită, să zicem, 130.000 de lei și ar fi creanța care a fost garantată și care e prescrisă de la data începerii executării, ar fi o creanță, eu știu, însoțită de vari accesorii, de vari dobânzi, atunci el, creditorul ipotecar,
nu-și va opri întreaga sumă realizată din valorificarea ipotecii de 130.000, ci numai suma care acoperă capitalul, creanța principală. Este limita fixată de alineatul 2. Nu? Iată, celelalte alte accesorii ale creanței ipotecare nu mai pot fi ale creanței ipotecare, da? Nu mai pot fi acoperite după împlinirea prescripției prin valorificarea pe cale silită a fondului grevat. Mi s-a părut util să vă semnalez această modificare, mai ales că s-ar putea să avem termene de prescripție diferite. Pe creanță să am varii termene, 3 ani termenul de drept comun, dar pe acțiunea ipotecară, nu? S-ar putea să am un termen de prescripție mai îndelungat, nu? Termenul de prescripție de 10 ani din 2518. Iată, se prescrie în termen de 10 ani dreptul la acțiune privitor la drepturile rare care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile, ori nu sunt supuse unui alt termen de prescripție. Trebuie să verificăm dacă nu cumva la ipotecă avem vreun termen special. Mai puțin microfonul. Mai puțin. Stați un pic, că eu aud foarte bine, dar trebuie să... Dați drumul la microfon. Dreptul principal automat se stinge și dreptul la ipotecă. Nu înțeleg cum supraviețuiește pe calea prescripției posibilitatea de a executa bunul ipotecat. Păi nu. Nu-i problema de înțeles, că aici nu e chestiune de înțelegere. Asta e reglementare. Dacă vreți să găsim justificarea reglementării, păi o găsim foarte simplu. Haideți să observăm că undeva în lume, la un moment dat, ipotecile au fost titrizate. Că ipotecile și nu numai ipotecile, undeva, cândva, da? Au fost transformate în titluri de valoare. În titluri de valoare care se negociază pe piețe, pe burse de valori și altele asemenea. Nu sunt finanțist, economist sau specialist în domeniul respectiv. Că de la acel undeva acolo, pe nu știu pe unde, pe urmă ne-am luat și noi europeni. Și la un moment dat, chiar noi în România, în 1999, într-o reglementare specială, am prevăzut posibilitatea înstrăinării ipotecii, da? Separat de creanța garantată cu acea ipotecă. Tocmai s-a anticipat posibilitatea valorificării, jonglării, jocului cu aceste noi titluri de valoare pe piețele reglementate. Altfel spun, acea ipotecă are în spate un bun, da, dar eu din momentul titrizării nu o scot pe bursă. Da? Și știți cum e pe bursă? Vin un fraier, îmi dă mai mult, un alt fraier și mai mult, un alt fraier și mai mult și fraier e ultimul. Că la un moment dat acel titlu de valoare are în spate pârlita aia de căsuță sau eu știu, de bijuterie sau ce mai e, da? Asta a fost titrizarea ipotecii. Nu intru în alte chestiuni care țin de economie, de, mă rog, un oarecum izvoraș al crizei financiare globale. Da, între altele, titrizarea ipotecii, nu? S-ar putea să, acolo un 0,001 la mie să fi contribuit și ea la această criză financiară. Apropo de aceste fluctuații. Da? Eu exagerez mult acum, vă dați seama. Cert este că și legiuitorul nostru român, asemeni multor legiuitori europeni și nu numai, și asiatici de pe toată planeta unde există bursă de valori, da? La un moment dat a adoptat această concepție modernă. Ipotecile, ne facem un portofoliu de ipoteci, așa, jonglăm cu ele, le înstrăinăm, nu știu ce, fără să se înstrăineze obligatoriu și creanță. Să știți că în 99 m-am chinuit mult să înțeleg oare cum o fi posibil să înstrăinezi garanția reală fără să înstrăinezi și creanța. Și discutam cu cei care, prin, eu știu, 2001-2002 erau auditori de justiție, fiecare ce înțelegea. Și mulți înțelegeau că asta e opțiunea pe mapa mond, nu numai la noi.
În perioada asta opțiunea n-a fost cea mai fericită. În perioada asta. Dar piața imobiliară nu o să se prăbușească tot timpul peste 20-30 de ani mereu să fie în... Dar nu numai piața imobiliară. Nu numai piața imobiliară. Câtă vreme ipotecă înseamnă orice bun mobil sau imobil afectat garanției. S-ar putea la un moment dat iar să urce. Deci asta e ideea. Îmi valorific ipoteca drept real separat de valorificarea creației. Deci nu mai aplicăm acea regulă că în privința ipotecii și adaug eu și gajului că odată cu stingerea creanței nu mă mai interesează deloc garanția reală. Nu, mă interesează. Deci eu când îmi valorific ipoteca, pot să valorific ipoteca fără să-mi realizez creanța. Gândiți-vă că implicit am admis și noi sub imperiul vechiului cod civil posibilitatea constituirii ipotecii de către un terț. Deci și am avut asemenea situații tragice pentru mulți oameni din țara asta, da? Că venea prietenul, vecinul, fratele, ia pune-vă și tu aici casa, pune și tu, garantează și tu aici pentru mine, da? Și începea o mică afacere care se încheia cu executarea casei vecinului sau fratelui sau prietenului. Asta e și chestiune de cultură juridică, modestă, din păcate, la nivelul populației de... Cu tot respectul, domnul profesor, dacă îmi permiteți. Să termin ideea, da? Și imediat. Și gândiți-vă că s-a pus problema, care ați rezolvat-o și ați rezolvat-o bine, în ipoteza ipotecii constituite de un terț. Aplic și regulile de la fideiusiune sau nu? Că dacă aplicați regulile de la fideiusiune, ce ați fi spus? Dom'le, ipoteca nu poate avea un regim distinct de... o creanță principală. În ce sens? Îl consider că terțul, atunci când a constituit ipoteca sau garanția reală, implicit a admis că este mai întâi fideiusor. Erau avantaje, dar și dezavantaje. Și ce ați observat pe bună dreptate? Că e un text undeva încă în vigoare, codul civil, de la 1864, în sensul că fideiusiunile nu pot fi decât exprese. Și ați dat în cele din urmă soluția corectă, și anume că aplic direct regulile de la ipotecă și că acel creditor poate să urmărească direct pe terț, dar nu pentru întreaga lui creanță, ci numai în limita valorii care se va obține din bunul afectat garanției. Deci nu reprezintă o noutate 100%. Da, pe prescripție reprezintă o noutate. Da. Dacă îmi permiteți, la balcon sunt. În legătură cu întrebarea colegii, domnule profesor, aveți perfectă dreptate, de la ideea asta pornesc, că ăsta este textul pe care ne l-ați prezentat și nu-l putem nega. Câte vreme textul noului cod civil spune că acțiunea ipotecară nu se prescrie, nu se prescrie, dar rugămintea este, dacă suntem acii și răsturnăm niște idei cu care ne-am obișnuit în decursul decenilor. Aici, distinsa mea colegă care a pus întrebarea mai înainte, cred că mă confirmă. Am fost obișnuiți cu ideea că ipoteca este un drept real accesoriu. Ne este foarte greu să înțelegem că poți executa o ipotecă când creanța nu există. Și nu există prin prescripție în cazul nostru. Sigur că un drept real are o valoare. Până aici înțeleg raționamentul, adică ai un uzufruct, nu ești proprietar, uzufructul are o valoare, în practică se estimează la vreo 20% din valoarea imobilului, îl poți realiza, nu ești din indiviziune asupra uzufructului, dar ți-l poți realiza dacă vrei să-l înceteze ca drept real și primești valoarea. Dar ipoteca, nu știu dacă se poate trata așa, pentru că ipoteca e un drept real accesoriu și juristului învățat cu principiile codului civil de la 1864, ne este foarte greu să înțelegem că poți executa o ipotecă când nu mai ai creanță. Și nu mă refer numai la ce am învățat în decursul decenilor, ci găsesc în noul cod la 2435 un text care pe undeva îmi întărește această convingere că e foarte greu să zici că există posibilitatea de a executa un drept real accesoriu în lipsa creanței. Zice, drepturile creditorului în caz de neexecutare
creditorul are dreptul la alegerea sa să vândă bunul ipotecat, să se înșusească bunul și la ce să preia bunul în scop de administrare. Deci, ideea este că tot ce poate face creditorul, înțeleg din acest text, este tot în caz de neexecutare a creanței, ori aici creanța nu mai poate fi executată că e prescrisă. Deci, ca să înțeleg sensul acestui text, că mergem înainte cu executarea ipotecii când creanța nu există, eu v-aș ruga pe dumneavoastră ca specialist să încercați să ne faceți, să facem să înțelegem cum în concepția noului cod va trebui să acceptăm ideea că în lipsa unei creanțe care nu mai există, prin prescripție spun în cazul dat, totuși există drepturi ale accesorului, se execută și creditorul își încasează banii din vânzarea acelui imobil, deși creanța lui nu mai există. Deci e foarte greu de admis o asemenea idee, ea rezultă clar din textul articolului prezentat de dumneavoastră, dar cum se ajunge la această concluzie să execuți un accesoriu în lipsa creanței? Asta e o idee total nouă în noul cod și am vrea să, cel puțin eu aș vrea să o înțeleg ca să o pot aplica. Vă și mulțumesc am mai anticipat. Avea și 2428, care se referă strict la stingerea. Și la fel, 2445 mi-aș permite să spun, da. Atunci când se pune problema vânzării bunurilor ipotecate, se spune la cererea de încuvințare se vor depune, iar instanța va analiza, 1, existența creanței și a ipotecii legal perfectate. Deci, per a contrario, eu înțeleg din textul de lege că dacă n-am constat, verificând constat că nu există creanța, atunci nu o pot executa. Sau nu mă interesează decât existența chiar și ca obligație naturală. Asta era întrebarea. Asta vroiam să răspund. N-aș merge atât de categoric pe sintagma creanța nu mai există ca efect al împlinirii prescripției. Din potrivă. Creanța există. Haideți să ne uităm că de data aceasta avem o definiție expresă, dreptul material la acțiune se stinge prin prescripție, deci dreptul material la acțiune, să ne uităm la 2506, efectele prescripției împlinite, după ce îmi spune că prescripția nu operează de plin drept, dar am văzut chestiunea asta, iată, alineatul 2, după împlinirea termenului de prescripție, cel obligat poate să refuze executarea obligației. Altfel spus, n-aș mai fi atât de categoric să spun, așa cum aș spune astăzi pe prescripțiile ce ar cădea sub incidența încă în vigoare, sub incidența codului civil, nu și sub incidența decretului 167 pe 1958. Când concepția codului civil de la 1864, prin prescripție se stingea însuși dreptul, însuși dreptul subiectiv civil. Da? Asta a fost concepția, rezulta clar. Or, aici efectul împlinirii prescripției constă doar în refuzul de a executa obligația. Și atunci, oarecum, s-ar justifica și din punct de s-ar fundamenta și această soluție legislativă, întrucât creanța subzistă, dar nu mai poate fi realizată silit dacă debitorul ei se opune, adică dacă debitorul ei invocă în termen prescripția, totuși îi acordă o protecție suplimentară celui care beneficiază de o garanție reală. Că e ipotecă sau că este gaj. Dar i-am și fixat limitele. Numai pe valoarea bunului care a fost constituită garanție și nu numai că bunul ăla, pe bunul ăla tu ai doar ipotecă, nu ai proprietate ca să te las în toate cazurile să-ți tragi valoarea bunului care se va obține. Și s-a introdus și a doua limită, dacă este cazul, numai pe creanța principală care a fost garantată cu acel bun. Da, e o chestiune nouă și ca eu am spus, noi românii juriștii suntem foarte conservatori. Și ca orice chestiune nouă, și la care, dacă m-ați fi întrebat acum 2 ani,
n-aș fi conceput-o. Dacă m-aș fi într-o discuție particulară să-mi fi spus, domnule, dar știi că ar fi posibil, nu știu ce, să... n-aș fi conceput. Nu, domnule, eu așa știu că odată cu stingerea accesorium, segvituri, principale, s-a stins ăla prin prescripție dreptul la acțiune, să se stingă și dreptul la acțiune pe orice accesoriu. Da. Iată că opțiunea legiuitorului a fost alta. E până la urmă o opțiune, cum spunea domnul Florea, de politică legislativă pe problema asta. Dar n-aș fi atât de categoric să spun dispare creanța. Nu, ea nu dispare. Nu dispărea nici sub imperiul decretului 167/1958. De aceea admiteam că dacă execută sau recunoaște după împlinirea termenului de prescripție, chit că opera de drept prescripția, ceva efecte juridice se produceau. Haideți să vă mai pun în discuție una, două chestiuni și pe urmă vreau să vă pun în discuție o chestiune care mă doare un pic. Mă doare că nu și-a găsit o rezolvare cu caracter de regulă generală. Am văzut la leziune, nu știu dacă am apucat la leziune să ajung până aici cu două săptămâni, că dacă s-ar pune problema invocării leziune pe cale de excepție, da? Excepția este supusă prescripției extinctive. Poți, Nadia, să-mi găsești articolul pe la leziune. Pe la... Altfel spus, în materie de leziune, acțiunea în anulare, nu? L-am găsit, 1223 alineatul 2. Anulabilitatea contractului nu poate să fie opusă pe cale de excepție când dreptul la acțiune s-a prescris. Altfel spus, valorificarea pe cale de excepție este supusă prescripției ca și în cazul valorificării pe cale de acțiune. Este soluția pe care eu am dat-o ca regulă generală sub imperiul reglementării 167/1958. La reducțiunea liberalităților excesive, probabil că ați văzut că o normă tot specială ca și cea de la leziune stabilește exact contrariul. Reducțiunea pe cale de acțiune este supusă prescripției extinctive, parcă termenul de prescripție este de 3 ani, da? În schimb, reducțiunea cerută pe cale de excepție, nu discutăm că aici trebuie să ne schimbăm concepția și procesuală. Ce înseamnă aia reducțiune pe cale de excepție? Că pentru mine reducțiunea însemna înainte cerere reconvenționale, că supui o pretenție nouă, că s-ar putea să cer reducțiunea unei donații care n-a fost făcută în favoarea unuia care e parte în procesul de partaj. Da? Raportul donațiilor, da, întotdeauna îl cerem între noi, între moștenitorii care venim la... Dar la reducțiune am un legat cu titlul universal sau un legat particular sau o donație nu făcută către un succesibil. Ceea ce înseamnă că eu față de ăla formulez o pretenție nouă. Da, îmi spune legiuitorul, schimbă concepția, filozofia procesuală a reducțiunii liberalităților excesive, că poate fi invocată pe cale, nu? De excepție, ceea ce înseamnă că simpla apărare, ca să spun așa, spunea un coleg de-al nostru, noi dăm soluții lipigură. În 93 am vizitat o instanță, din păcate, din afara granițelor țării, încă. Și spunea, noi li dăm pigură și secretarul li scrie soluțiile. Deci, iată, poate fi invocată și oral. Da? Și ați văzut, soluția este cea a imprescriptibilității excepției. La nulitate, tocmai ne lăsase domnul președinte Flora, aceeași soluție, dar tot pe normă specială. Nulitatea relativă este prescriptibilă pe cale de acțiune, dar imprescriptibilă pe cale de excepție. Deci până acum ar fi 2-1 pentru imprescriptibilitatea excepției. Da, 2-1 pe situații particulare. Și facem repede 2-2, citind un text extrem de interesant și care mai dezleagă o chestiune care s-a pus în practică relativ recentă.
și anume 2505. Prescripția nu împiedică stingerea prin compensație a creanțelor reciproce și nici exercitarea dreptului de retenție. Haideți să luăm doar compensația, că pentru identitate de rațiune la fel stau lucrurile și la dreptul de retenție. Dacă dreptul la acțiune nu era prescris în momentul în care s-ar fi putut opune compensare sau dreptul de retenție după cauză. Iată, în privința compensației rezolvă o problemă care s-a pus în practică și eu am găsit o soluție în care a fost și, în opinia mea, corect rezolvată pe compensația legală. La data la care are loc procesul, creanța mea târâtului, da, pe care aș dori să o pun în compensare pentru a obține stingerea măcar parțială a pretenției supuse judecății de către reclamant, este prescrisă. Deci la data când eu invoc compensația, creanța mea este prescrisă. Mai poate opera compensația și am găsit soluția, nu mai știu la ce instanță, distingând între compensație legală și compensație judiciară. Întrucât compensația legală, deci operează de drept în momentul în care sunt îndeplinite condițiile respective, ce mă interesează? La data la care ambele creanțe au devenit, ambele creanțe având ca obiect bunuri fungibile, fără îndoială, au devenit certe, lichide și exigibile. Măcar și o zi, măcar și un moment. Intervenise sau nu prescripția creanței tale? Dacă nu intervenise prescripția, înseamnă că a operat deja compensația. S-a stins prin prescripție. Nu mai are ce să s-a stins prin compensație. Ziua următoare când se împlinește prescripția, deja nu mai există creanța. Ori astăzi când ne judecăm, tu când te prevalezi de compensație legală, ce îmi ceri? Doar să constați simplu în mijloc de apărare, vezi că în urmă cu ceva timp și oricum înainte de a se ivi prescripția, opera compensația. Exact asta îmi spune și textul și îl extinde nu numai la compensație, ci și la dreptul de retenție. Erau îndeplinite condițiile acordării dreptului de retenție. Și sigur, mai trebuie să fie îndeplinite pe dreptul de retenție și acum, că dacă ai pierdut stăpânirea bunului, pe ce să-ți mai recunosc? Detenția, mă scuzați. Pe ce să-ți mai recunosc drept de retenție? Erau îndeplinite atunci condițiile, aveai acea creanță certă, nu știu ce, lichidă și în legătură cu bunul respectiv, acea legătură. Da, dacă o aveai, ți-l recunosc. Chiar dacă între timp pe acea creanță care s-ar justifica dreptul de retenție. Iată și aici pe dreptul de retenție, apropo de prescrierea ipotecii, da? Apropo de prescrierea ipotecii. Numai că aici e mai simplu la drept de retenție, că la drept de retenție n-am decât excepție, n-am și acțiune în drept, la dreptul de retenție. Asta e ipoteza în care cer drept de retenție. Nu rezolvă însă foarte clară, nu este rezolvată textul în privința compensației judiciare. Că nu mă apuc eu acum să stau să căutăm, să o punem pe Nadia să caute textele de la compensație, dar dacă citim textele de la compensație, parcă tragem concluzia că legiuitorul are în vedere numai compensația legală. Da, putem avea și compensație judiciară, care necesită însă, în opinia mea, reconvențională din punct de vedere procesual. Și atunci, în privința compensației judiciare, mă interesează, la data formulării cererii reconvenționale, să nu fi fost creanța prescrisă. Dacă e deja prescrisă, mi se pare că reclamantul se va putea apăra cu succes, invocând prescripția extinctivă. Dacă o invocă, dacă nu o invocă, iată că, din punct de vedere practic, pentru magistrat, e mai neplăcut actuala reglementare în care el nu poate să invoce din oficiu. E prescris, aici putem să discutăm și sub aspect procesual în ce limite poate să pună în discuția părților, mă rog, în discuția părților, să atragă atenția părâtului. Nu e așa că înțelegi să te opui prin orice, dar nu reușești. Nu e așa. Sigur, dacă are apărător calificat părătul, nu mai vorbim cu, direct cu el, da? Glumesc acum. Pe când înainte era simplu. Era prescris, puneai prescripția în discuție, ai scăpat, făceai probe doar pe prescripție.
Ce mai stăteai să... Dar, iată, e o altă filozofie a instituției prescripției în general. Prin opoziție cu instituția decăderii substanțiale, unde avem text expres de lege că nerespectarea unui termen de decădere trebuie... Nu, poate. Poate sau trebuie. Cum e? Trebuie invocată de către instanță din oficiu. Sigur, se permite și o excepție. Da, sper, se pot conveni. Ele pot conveni, da. Și atunci, iată decăderea, forcluziunea, cum îi spuneam noi cândva, ca să ne mai franțuzim din când în când, sub acest aspect, nu, ține de ordinea publică a invocării de către instanță. Și acum să spunem de ce facem 2-2. Deci, v-am spus că pe compensație judiciară, părerea mea este că 2500 asta, cât era 2505, nu se aplică, da? În sensul că mă interesează pe fiecare creanță în parte în momentul intervenirii prescripției. Păi facem 2-2 simplu, pentru că ce înseamnă că o pun compensația legală? Că îmi valorific creanța mea pe cale de excepție. Adică cer respingerea pretenției tale, nu pentru că nu-ți datorez, ci pentru că și tu îmi datorezi. Asta ce înseamnă? Obțin, sau mă rog, ăsta e scopul meu, urmăresc respingerea pretenției, prevalându-mă de un drept subiectiv al meu. Păi asta e ipoteza clasică a valorificării dreptului pe cale de excepție. Și ce-mi spune textul? Dacă nu cumva, în partea finală, dacă dreptul la acțiune nu era prescris în momentul în care s-ar fi putut opune compensarea. Dacă dreptul la acțiune era prescris și în momentul ăsta, la revedere, degeaba îți valorifici tu creanța pe cale de excepțiune materială, deci excepție de drept material, nu excepție procesuală, evident, pentru că textul ce îmi spune? Nu operează compensația. Da? Nu poți să faci acest lucru. Deci iată o situație în care pe cale de excepțiune, da, tot, chiar și pe cale de excepțiune, intervine prescripția extintivă. Și am făcut 2-2, acum n-am stat să cercetez toate dispozițiile din codul civil. S-ar putea să nu mai existe altele care să abordeze în mod expres chestiunea aceasta. Mai era una la raportul donațiilor care făcea 3-2 pentru soluția mea, dar care a fost abrogată. Acolo, la raportul donațiilor, nici nu mai știi dacă mai poți avea acțiune. Mai poți avea raport al donațiilor pe cale de acțiune. Se pare și eu, așa aș da soluția, că de mâine încolo, când o să fie acel mâine pentru succesiunile deschise, evident, numai după 1 octombrie, raportul donațiilor doar pe cale de excepțiune, în cadrul procesului de partaj. Și e bună soluția că suntem noi succesibili, nu toți succesibili, anumit succesibil, da? E chiar bună soluția asta. Și ați discutat, nu mai stăm să discutăm. Și atunci am rămas la 2-2. În ce mă privește pe mine, v-am spus, nu cred că e tranșată chestiunea. Eu n-am motive să-mi schimb opinia și în afara excepțiilor expres prevăzute de lege, consider în continuare că prescripția excepției intervine în aceleași condiții ca și prescripția acțiunii, da? Ca și prescripția valorificării dreptului pe cale de acțiune, am un argument nejuridic. Partea aceasta din proiectul Codului Civil a fost elaborată de colegul și prietenul meu, care este adeptul opiniei contrare. Opiniei contrare în sensul care este adeptul soluției imprescriptibilității excepției în toate cazurile. Și atunci argumentul meu nejuridic, pe care nu puteți să-l folosiți dumneavoastră niciodată, decât eventual când dați soluția fără să și motivați. Păi dacă tu ai redactat textele și n-ai prins-o ca regulă generală, și ai prins-o pe unde ai mai lucrat, la nulitate, la nu știu ce, și nu și prin alte părți. Păi, probabil că ceilalți n-au fost de acord. Probabil, nu știu. Da, în orice caz, eu când aș fi reglementat ceva, aș fi încercat, și știind că e o problemă controversată,
aș fi încercat. Hai, domnule, să o rezolvăm într-un fel sau altul. Nu mă deranjează soluționarea legislativă contrară opiniei pe care am avut-o la o vreme la care reglementarea era contradictorie. Dar cel puțin știi că, domnule, asta e soluția de acum înainte. De aceea v-am spus, nu am motive să-mi schimb opinia. Afară de cazurile expres prevăzute de lege, nu? Din care rezultă o opțiune a legiuitorului. Da. N-aș merge nici de la norme particulare, să scot, de la situații particulare, să scot regula generală. Nu pot să dau regula generală aici. Aș dori, și pe urmă să facem o scurtă pauză, să vă mai pun în discuție o singură, mă rog, o chestiune și cam atât. Un text tot apropo de domeniul prescripției extinctive. 2502 alineatul 1. Dreptul la acțiune este imprescriptibil în cazurile prevăzute de lege, evident, precum și ori de câte ori, prin natura sau obiectul dreptului subiectiv ocrotit, exercițiul său nu poate fi limitat în timp. Deci, iată, o chestiune lăsată la aprecierea organului în fața căruia s-a invocat prescripția extinctivă, nu? Natura dreptului, obiectul dreptului, da? Prin natura, nu? Sau obiectul acelui drept, exercițiul său nu poate fi limitat în timp. Și nu este vorba numai de drepturi nepatrimoniale, pentru că pentru drepturile nepatrimoniale avem dispoziție specială în alineatul următor. În acțiunea privind apărarea unui drept nepatrimonial, e imprescriptibilă, sigur, afară de cazurile în care legea dispune altfel. S-ar putea să ajung și la situația unui drept real, da? A unui drept real, pentru care n-am norme speciale pe prescripție, sau de ce nu, poate chiar a unui drept de creanță. Și dacă n-am norme speciale pe prescriptibilitate, s-ar putea să ajung la concluzia că ne-am încadrat în această ipoteză. Personal, nu-mi imaginez la momentul de față pe actualul cod civil vreo asemenea ipoteză, dar sigur, i-ar putea să apară. Și la repunerea în termen tot din partea asta generală, vă mai semnalez o modificare semnificativă și anume nu mai poate fi acordată din oficiu de către instanță repunerea în termen. Dar poate o să vă ocupați dumneavoastră și de repunerea în termen. Și atunci vă propun să luăm o pauză. Parcă nu vă opuneți.